conformitate cu dispozițiile articolului 134 al actului litera a și alineatul 3 litera a numărul G 57/2019 privind codul normativ și al dispoziției primarului comunei Ardeal numărul 24/2018 a fost invitat pentru astăzi în ședința ordinară. Așa. Deci, de cei 110 consilieri locali sunt prezenți 7. Deci, în majoritatea consilierilor prezenți, deci lucrările poate să înceapă. Având în vedere prevederea articolului 108 al articolului 15 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, unanimitate, procesul verbal a fost adoptat. Așa. La ședință participă ca invitați, domnul Rai Cusintelești, cu doamna Mura Macica pentru a prezenta raportul de specialitate. Dau cuvântul domnului Rusu Alexandru pentru a se prezida ședința. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Doar citire ordine de zi. Proiect 1. Proiect de hotărâre privind diminuarea domeniului privat al Comunei Ardeal, cu suprafață de 6,77 hectare și punerea acesteia în poziția Comisiei Locale de fond funiciar în vederea punerii în posesia persoanelor îndreptățite. Inițiator, domnul primar Victor Diacon. Aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul 1 anului 2019. Aviz Comisiile Reunite. Inițiator, domnul primar Victor Diacon. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ardeal pentru perioada următoare, prezent până la alegerile generale care vor avea loc în noiembrie-decembrie 2020. Inițiator, domnul Diaconu Victor, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte în hotărâri de introdus pe ordine de zi. Da. 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Adresa cu numărul 753 din 28-8-2019 a școlii gimnaziale numărul 1 Ardeal. Se spune spre aprobare cu ordine de zi în conformitate cu prezentul în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intră în ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind diminuarea domeniului privat al Comunei Ardeal cu suprafața de 6,7744 hectare și punerea în succesie la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizând favorabil, dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum știți, și în ședința din luna iulie, noi am adoptat să introducem în domeniul privat al Comunei Ardeal aceeași suprafață. Deci, începând cu anul 2014, s-a început înregistrarea proprietăților unor persoane din Instagram Comunei, într-o cărți funciare. Ei, odată cu înscrierea în cărțile funciare a persoanelor respective, pentru că acest cadastru sistematic s-a făcut pe cheltuiala bugetului de stat. Bineînțeles că prin bugetele locale. Ei, această suprafață care a fost intabulată trebuia introdusă în domeniul privat ca să poată să se registreze, iar ulterior, ca să putem să le predăm oamenilor cărțile funciare, trebuie să o diminuăm acea suprafață, să o scoatem din domeniul privat al Comunei. Deci este practic o tranzacționare din domeniul privat al Comunei Ardeal către populație acum. Deci a fost prima dată de la populație către noi, către OATE, și acum noi trebuie să o scoatem din domeniul privat al Comunei și să putem să înaintăm către funciare. Deci a fost o chestiune privind legea acolo funciar. Clar. Cam asta. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru?
Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Să zice la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind analiza stabilului de înscriere a datelor de registru al lor pe semestrul 1 al anului 2019. Domnul Macadam Burcan, cu cine prevenise de secretă, prezintă avizul Comisiei Reunite. Comisia Reunite avizează favorabil raport conform al prezentat. Mulțumesc, domnule. Dau cuvântul domnului dumneavoastră Marcica Lucaru pentru a prezenta raportul de specialitate. Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii, este necesară o organizare și ținerea la zi a Registrului Agricol în format electronic. Registrul Agricol constituie baza de date pentru eliberarea documentelor proveditoare privind proprietatea animalilor, în vederea vânzării în târguri, roboare privind calitatea produselor agricole, în vederea vânzării produselor pe piață, stare materială pentru situații de protecție socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informațional și statistic. În semestrul 1-2019 s-au înregistrat un număr de 48 de volume cu 2145 de poziții, din care 21 de volume cu 1113 poziții gospodării cu domiciliu în localitate, 23 de volume cu 1101 poziții ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și cei decedați, 4 volume cu 31 de poziții ale persoanelor juridice, care necesită operațiuni de ținere la zi, centralizare și datele în Registrul Agricol. Animale de rasă comune. În semestrul 1 sunt bovine 383, au scăzut foarte mult, bovine 2189 de capete, caprine 558 de capete, porcine 4961, din care la gospodăriile populației 260, cai 112 capete, iepuri 30 capete, păsări 5124, iar familie de albine 297. S-au eliberat un număr de 24 de sesizări pentru deschiderea procedurilor succesorale la moștenitorii celor decedați în vederea dezbaterii de moștenire. Am avut o colaborare bună cu doamna Macadam Cristina, consilier la compartimentul de impozite și taxe, atunci când au intervenit modificări la terenul și construcții, cu doamna Gherasimen Scrumniță la urbanism, atunci când s-au făcut recepționări la lucrări, modificări la demolări, construire, locuințe, și cu domnul Ionescu Mitică, consilier în compartimentul agricol, la identificarea terenurilor, la verificarea și centralizarea datelor pe localitate, precum și la înregistrările sistematice, exact cum spunea domnul secretar cu înregistrările astea. Deci s-a întâmplat la înregistrările astea. Sunt aprobări, dar oamenii n-au încă titluri de proprietate. Ori nu s-au prezentat și s-au trecut pe comunar de oameni. Primăria, UAT-ul. Iar ca să treacă la persoane fizice, ca să ia aprobarea, să face ceea ce nu s-a făcut la punctul 1. Să trece din persoană, de la persoane fizice la persoane fizice. S-au înregistrat un număr de 78 de contracte de arendă care au fost încheiate în acest an. Urmează ca după încheierea contractului cu societatea care a implementat Registrul Agricol Electronic la Comuna Ardeoani, respectiv Gamisoft-ul, să se facă exportul datelor din Registrul Electronic în Registrul Național de Registrul. S-a publicat pe pagina de internet prevederile legale specifice și termenele de înregistrare în Registrul Agricol, precum și formularul tipizat al declarației privind înscrierea în Registrul Agricol. S-a actualizat situațiile privind persoanele decedate înscrise în Registrul Stării Civile, făcându-se mențiunile necesare în Registrul Agricol. Având în vedere cele expuse, propun Consiliul Local spre analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul 1-2019. Da. Mulțumim, domnișoare, Raul Marcica. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, domnul... Am ascultat cu atenție raportul prezentat de domnișoare Raul. Problema trebuie, în părerea mea, nu știu, spusă în discuții cu adică Consiliul, trebuie niște notificări la oameni care dețin animalii, caprini, cu bază asta,
ca să știe și ei, dată să le intri în cap, că ei trebuie după să le lege, numai să le înregistreze. El trebuie să știe unde are pășunii, am dreptate, la bijoare, ce spun eu. Pentru că unii trăiesc așa, în amintiri. Nu știu câte animale și nu știu dacă trebuie să nu le trece asta. Mai puțin mă interesează, pe mine mă interesează că el, că ea bagă la ce asta e problema lui, eu nu țin descoperi și pe ăștia, așa. Dar vie ce dorme, să știi despre ce este vorba la consiliu. Până trec unul care vezi cu mine, pe ce lași așa animale pe terenul meu? Ce contează? De când n-ai plătit? Da, ce contează? Dar o să vii că hotărârile din guvern, tot aici au fost discutate, că o să vină și o să spun așa, cu subiect și predicat. Plătai, plătești. O să vină și o să pune sechestru, pe pământ, astăzi, atâta. Da, dacă mai dorește cineva, dacă nu, spun și eu două cuvinte. Am ascultat cu foarte multe mare atenție materialul prezentat cu domnul Șara Matina și am văzut că sunt cu date certe. Așa, și sunt de acord cu cele prezentate dumneavoastră. Da? Am terminat. Dacă nu mai sunt alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Să trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect 3. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local Ardeoan pentru perioada următoare, prezent până la alegerile generale care vor avea loc în noiembrie, decembrie 2020. Domnul Rusu Alexandru, președinte Comisiei de Specialitate, prezintă raportul despre Comisiile Unite. Comisia propune adoptarea în forma prezentă de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Care în vigoare a codului administrativ, care a intrat în vigoare pe data de 5 iulie 2015. În acel cod administrativ s-au abrogat legile de funcționare ale unităților administrative teritoriale, ale aleșilor locale, deci vorba despre 200, legea 215 și 396. Și automat noi trebuie să readaptăm acel regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local pe baza noilor articole din codul administrativ. Față de acest cod administrativ, am fost nevoit să modific regulamentul, pentru că de fiecare dată orice regulament, când apare o lege și tot în acea lege abrogă anumite articole sau chiar legea propriu-zise legea întreagă, trebuie să facem notificarea regulamentului. Și l-am făcut și l-am adaptat în conformitate cu prevederile noului cod administrativ. Este aici vorba despre partea 1, titlul 1, 2, 3, partea 3, titlul 1, 2, 3, 4, 5, inclusiv 7, și partea 10, articolul 633, articolul 635, 636 și 637. Pentru că în aceste titluri, sub capitolul lor, se regăsește acele reglementări privind administrația publică locală, consiliile locale, legea aleșilor locale și trebuia să facem multe problemele. O să mai venim și în alte ședințe ulterioare cu alte modificări, care o să le facem așa etapizat, pentru că și în niște norme apare adică niște norme. Sunt anumite precizări care spune până când trebuie să intre în vigoare anumite articole sau chiar articole sau capitole. Deci ea trebuie să se așeze pe poziție ca act normativ în întregime în 2020. Da, cam atât. Da, mulțumim, domnul secretar. Înainte ca să vă dau un răspuns dumneavoastră, tot treaba cu la legele generale care vor avea loc în noiembrie, decembrie. Nu. Deci o rămas doar în program. Dar în documente, pentru că l-am făcut atunci repede, eu mă gândeam la legerile generale. Deci este vorba perioada din prezent și până la legile din 2020. Deci
care să fie la termen. O să fie mai sau iunie, nu? Da. Deci am făcut-o din prezent și până alegerile 2020. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, nu cerbu? Da, am avut materialul prezentat de domnul secretar, într-adevăr, s-au făcut niște reglementări la legea legilor locale, dar am impresia că cu tot cu administrație și s-o mii și una de articole întâmplător am intrat pe internet, mă interesa cu legea. Și s-au făcut niște modificări și chiar pentru a angaja aparatul administrativ în tot ce înseamnă administrație, să pune niște condiții, să mai... deci, și într-adevăr, poate era necesar să, să fie cu modificările necesare, noi trebuie să-l aducem la nivelul nostru de Consiliul Local, să-l adaptăm la nivelul nostru și sunt de acord cu ce reprezentat. Mulțumim. Dacă ne dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, susțin la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii zilei. 4. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităților administrative teritoriale. Doamna Gabriela, vă rog să prezentați. Ministru, realizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Noi, în momentul în care ne-am apucat să facem măsuri din specialitate Cetatea Comunei cu privire la rețeaua de canalizare, consultantul a constatat că în momentul în care trebuie să se facă stația de curare acolo pe izvorul comunal, peste râul Tatău Sărat, este nevoie să se facă probabil o stație de repompare sau o chestiune genul ăsta care trebuie să efectueze ca lucrare și să se traverseze pe un drum vicinal, care este vorba de acolo la Titi Muraru, din DN2G și până în Albea Tazlăului Sărat. Și acolo, ca să poată să facă lucrări pe acel drum, deci automat trebuie să introducem un domeniu public al comunei, acel teren, ca după aia noi să putem să facem documentația, să întornim carte funciară, ca să punem în spatele documentației și să poată efectua și lucrări de investiții pe acel drum. Este vorba de traversare. Deci, rețeaua de canalizare o să treacă pe acolo și să ducă pe sub Albea Tazlăului Sărat în stația de curare. Deci partea care se vine de la Ivești să nu vină în Amonte, să ducă până în Montenegro, să ducă pe partea aialaltă ca să ducă la acea stație de curare. Aici, așa unde este drumul ăsta, automat o să facă, să sosească acolo și să ducă pe sub Albea Tazlăului Sărat. Deci vorba de drumul vicinal, satul Arduan, Ivești, Hațaș. Deci știți unde este, nu? Da. Așa, din DN2G, traversare poveți acolo din Ciment, până la râul Tatălui Sărat. Sunt două case acolo, așa. Cosmici Neculaș și Arhip Costache. Deci, pe aceea, sunt o lungime da, de... Da, două case, dar una e cumpărată din Da, deci, noi sunt în paranteză ca să știm, că a dat identificare. Deci, pe acolo va trece. Da. Da, mulțumim, domnul secretar. Dacă trebuie cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentă de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă ați abținut cineva. Adresa cu numărul 753 din 28-8-2019, a școlii gimnaziale numărul 1 Ardeoan. Domnul, da, deci, după cum știți, la fiecare an, înainte de începerea anului școlar, deci trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Școlii Generale numărul 1 Ardeoan. Și acum dată vă o să faceți propuneri ca pentru anul școlar 2019-2020 și să facă parte în Consiliul de Administrație din partea Consiliului Local. Deci este practic o procedură. Acum dată vreau să desemnați și un an de zile, da, are doamna Nică. Eu propun pe doamna Rostu Alexandru. Știi despre ce-i vorba, am mai fost. Deci, da, știu. Corect. Da, vă rog să faceți să supuneți să... Da, să supun la voastră pentru... Sunteți de acum. Deci, domnul Rusu Alexandru, să trimit adresa pe care își fac foarte mulțumesc.
Mulțumesc frumos pentru încrederea acordată. Fiind epuizate toate problemele de ordine de zi, declar închise lucrurile reședinței. Mulțumesc.